Crezi că m-ai văzut? Crezi că m-ai văzut? Crezi că m-ai văzut? Pentru că ai observat că am altă culoare a pielii. Am altă culoare a pielii. A părului. Ai observat hainele mele, felul meu de a vorbi, muzica mea. Muzica mea. Te-ai uitat în ochii mei. Dar nu cred că m-ai văzut cu adevărat. Nu cred că m-ai văzut cu adevărat. Crezi că mă cunoști știind că eu sunt rom. Eu sunt rom. Îmi zici că eu fur, că amăgesc. Că cerșesc. Că nu-mi place să lucrez. Dar nu cred că mă cunoști cu adevărat. De ce? Pentru că toate acestea nu mă reprezintă pe mine. Pe mine. Eu sunt un prieten. Un tată. Un tată. O mamă. O mamă. O persoană hazlie. Un cetățean al acestei țări. Al acestei țări. Sunt un moldovean ca și tine. Sunt un moldovean ca și tine. Ca și tine. Și vreau să mă cunoști. Sunt un om ca toți oamenii. Eu sunt un om ca toți oamenii. Mă numesc Varvara Niniță Duminică. Trăiesc în satul Chetrosu, raionul Drochea. Sunt de etnie romă. Lucrez la moment la piață și sunt ca mediator sociosanitar sau mediator comunitar. Ce ar însemna mediatorul? Mediatorul este o persoană care duce conversația, care poate să ducă conversația dintre apele și etnia romă. Am crescut într-o familie cu 6 copii, 4 frați și 2 surori, unde eu am fost cea mai mică în familie. Părinții au lucrat ca de obicei cum lucrau înainte romii, în câmp. Au avut norme de sfeclă, de tutun, de porumb, lucrau la deal. Dintre familia noastră au frecventat școala toți copiii. Toți au terminat, toți au studii medii, dintre care doi avem studii superioare. Când eram copil, ca orice copil, doream să devin actriță. Îmi plăcea foarte mult actrița Ludmila Gorcenko, cum juca. Și de aceea, în diferite filme, diferite fiețe, diferite frumusețe, și de aceea și doream și eu să fiu ca, mă rog, o actriță. Pe mine mă cheamă Luna Lepădatu. Eu m-am născut chiar în Chișinău. Copilăria a fost, mulțumind mamei mele și fratelui meu, a fost bine, dar în școală a fost cam mai dificil. În primul rând pentru că sunt romă. A fost careva probleme cu profesorii, în primul rând, nu cu copiii. Uneori profesorii spuneau ceva la lecție, spuneau ceva despre rom, că romii sunt murdari, că sunt, nu știu care, nu-i locul lor în comunitatea noastră, dar ei nu știau că eu sunt romă. Și când au aflat, deja s-a, nu știu, comportamentul s-a schimbat. Pe Aluna o cunosc din primul an și de atunci și până acum recunosc cu toată sinceritatea, am o mare admirație pentru fata asta, pentru că ea chiar, adică nu a făcut niciodată speculații pe tema asta, nu s-a victimizat. Pe mine mă cheamă Adrian, am 13 ani. Eu cu tatăl prieten îmi place, pentru că-s continui. Îmi place școala, pentru că diferite lecții, teme se învață noi, despre viață, despre copii, despre diferite, despre natură, populația noastră. Este energic, este perseverent, fiindcă își face temele de acasă zilnic. Nu este, zică el să nu aibă scris, el scrie tot timp ce îi dau, el se pregătește serios. Deci energic, perseverent și glumeț. Mai faci câte o șote, așa, mai se mai întoarce, mai pișcă cu cineva, mai... Dar are respect. Mă numesc Natalia Duminică, sunt originară din satul Caravetov, raionul Basarabească, Republica Moldova. Studiile universitare le-am făcut la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea Științe Economice.
marketing și logistică. Din câte mi-aduc aminte, la licea am fost o elevă exemplară, nu pot să spun. Am avut note și de 8, și de 9, și de 10. La universitate, din păcate, am scăzut puțin la studii. Am fost mai multe optime. Totuși, pe viitor, dacă îmi propun să plec la studii peste hotare, cred că trebuie să fiu un student de nota 10, așa. Da, sigur, părinții mei sunt mândri de mine, deoarece ei singuri m-au susținut, au achitat contractul în primul an, au achitat părinții contractul, au dorit eu să obțin o profesie. Am avut o copilărie fericită, din câte mi-aduc aminte. N-a fost că părinții s-au trimat la muncă, să lucrez. Părinții întotdeauna făceau pentru noi, nu ne-am bucurat din plin cu fratele de copilărie. Îmi aduc chiar și acum aminte de copiii din Mahală, care ne jucam foarte chef. Sunt niște amintiri plăcute. Întotdeauna părinții accentua, studiile îți va schimba viața, studiile îți vor da o carieră, un post de muncă, dorința de a avea cât mai mult. Tata, sigur că m-a încurajat și el, dar cea mai importantă persoană care m-a motivat să învăț a fost mama. Mama îmi spune, privește cum noi trăim. Ți-ți place? Nu. Atunci aspiri la ceva mai mult. Fă-ți mai mult și asta e. M-am născut în Zârnești, un sat cam de 2000 de oameni, era un capu. Și pot spune că am avut o copilărie interesantă. Dar copilăria mea s-a terminat cam repede, pentru că la vârsta de 6-7 ani tata mi-a dat la școala muzicală. Așa că când prietenii mei jucau diferite jocuri, eu trebuia să exersez la acordeon. Sunt tata Ruslan, sunt Vasile Stengel, spune. Era ca toți copiii la început. Apoi eu am văzut că Ruslan poate să facă mai mult decât muzică. Am simțit și asta este un secret foarte mare pentru părinții, spun așa, care sunt atenți la copii. Când vezi că copilul poate să facă mai mult, atunci trebuie să-l dai în direcția care trebuie să se facă. Ți-l dai să poate să meargă, înțelegi? Dar faptul că am avut acordeonul ca și activitate de bază, cred că m-a ajutat foarte mult să-mi valorific timpul liber și să mă disciplinez. Și asta cred că m-a ajutat până în ziua de azi. Ne jucam cu copiii, la un moment dat mă numea Țigancă. Era foarte supărată, eram așa, deși tata ești țigan, deși eu m-am născut și sunt de etnie romă. După care am crescut, am venit la Chișinău, am început să fac studiile universitare și acum chiar mă simt mândră că sunt în această comunitate. Țigan are o istorie cuvântul țigan are o istorie foarte plăcută. Adică așa ne numeau pentru că noi suntem, țigan înseamnă nomad. Mai scurt, este ca o jignire, da? În popor. Da, totuși noi ne numim romi. Noi, în comunitatea noastră, noi suntem, ne numim romi. Și este mai respectuos, totuși. Mai bine să ne numiți romi decât țigani. Liceul care am venit era un liceu fost internat. Relațiile interpersonale între elevi nu erau cele mai reușite, cele mai călduroase. Și îmi amintesc cum cineva m-a numit, ce faci măi, țigane? Și prima dată am simțit ca o lovitură puternică, mai mult mai dureroasă decât lovitura fizică. Și atunci am realizat următorul lucru, că dacă nu intervin acum, dacă nu am o discuție cu acea persoană mai mare ca mine, care putea sigur să... Așa că i-am spus, dar de ce mă numești țigan? Eu am nume, numele meu este Ruslan. Eu țin spun că te cheamă, de exemplu, Dorin. Pe mine mă cheamă Ruslan. Și persoana, deși persoana, cred că undeva s-a gândit, undeva a rămas atinsă de faptul ăsta și niciodată nu m-a numit țigan, niciodată. Și cred că asta a fost o mică victorie care m-a ajutat ulterior să am încredere în mine, să am încredere că aceste fenomene pot fi rezolvate prin intermediul comunicării. Mama mea este în Italia, lucrează acolo la muncă, are grijă de sora mea mai mică. Nu l-am văzut să fie trist așa, cu toate că părinții nu sunt acasă, el trăiește cu bunei. El nu e copil așa pesimist, e optimist, e vesel, e bucuros. Când a venit ea prima dată cu sora mea, atunci a fost cea mai mare bucurie. Am văzut-o pe sora și n-am văzut atunci 2 ani pe mama, a fost o bucurie foarte mare.
Pentru că când eu mă simt cam puțin prost, că totuși, dacă nu este tatăl aproape, vorbește secret, el îți mai lămurește, diferit, vorbești mai deschis decât cu bunei. Sunt foarte mulți copii cu părinții plecați psihotare și copiii trăiesc cu bunicii. Și nu știu cum și-au pus activitatea bunicii cu Adrian, că Adrian nu simte lipsa, nu tare simte lipsa părinților. Deci nu arată pe față că el e deprimat, că el e amărât, că nu sunt părinții acasă, nu arată el. Deci a primit acest lucru matur. Părinții mei, chiar dacă nu sunt aproape de acolo, mă încurajează, îmi spun vorbe, îmi spun, îmi doresc, mă întreabă ce doresc, ce vreau să fiu mai departe. N-am pentru ce să fiu supărat. Eu nu-mi închipui acum astăzi cineva să-mi spune să mă ofenseze, cumva să mă jignească că eu sunt romă. Nu, când mă văd și eu spun, eu singur spun, eu sunt romă, băieți, salut! Nimeni nu spune ceva discriminatoriu, absolut nimic, niciodată. Invers, vai, tu ești romă, bravo, și tu înveți, și tu lucrezi, super! Eu cred că ea este foarte curajoasă. Foarte curajoasă că ea are mândria asta și vine și spune, da, eu sunt rom. Eu sunt rom și eu pot și eu sunt deșteaptă și eu învăț și are note destul de bune. Și iată a ajuns în anul 3 și e o fată absolut senzațională. Să se mândrească că sunt rom, niciodată să nu se rușinească, să nu-i fie rușine de identitatea sa, pentru că este o naționalitate pentru mine foarte bogată spiritual. Știți, sunt și stereotipuri pozitive. De exemplu, dacă vorbim de cultura romă, noi ne imaginăm dansuri și cântece. Dar asta nu e adevărat. Romii sunt în diferite domenii. Da, îmi plac dansurile și cântecele, dar totuși mai mult îmi place istoria romă. Foarte tare mă mândresc cu faptul că am participat la Olimpiada Republicană de Geografie și am luat locul 4. Până la momentul când eu am luat locul 4, nimeni din satul nu a obținut așa succes. Într-adevăr, a fost un succes foarte bun. Îți mulțumim, doamne, că îmi dai mâncare. Îți mulțumim că ești cu noi și te binecuvântăm. Amin. În primul rând, sunt bucuros, sunt fericit că sunt creștin. Este o senzație, dar și o convingere rațională că ești împlinit, ești satisfăcut. Și acum celelalte probleme de ordin financiar, de ordin material, nu mai contează atât de mult sau chiar dacă contează, nu pot să-ți distrugă psihicul și nu poți să-ți distrugă personalitatea atât de ușor pentru că ai un colan de salvare. Sunt foarte mândru că am o familie, am o fetiță și te bucur cum fetița, copilul îți crește și știi că seamănă vizual la față și te imită și faci ce faci și tu. Deci, la știință, sunt și responsabil că trebuie să fii un model și să transmiți un mesaj așa fel încât să înțeleagă realitatea din jur. Când îl vede că intră în casă, mai mult stă la dâns un braț ca la mama. Serios, îmi spun. O iubește foarte mult. Mă rog, poate că e primul copil. Eu tot am avut primul copil, tot îmi plăcea. Parcă tot, dar el prea o iubește, știți? Și a treia lucru, cred că, de care mă mândresc, e că am reușit să creez o organizație împreună cu prietenii, colegii, care să răspundă necesităților comunității în care am crescut. În satul Chetrosu, aproape toți, nu aproape, dar chiar toți copiii frecventează școala. Copiii romi frecventează școala. Este un sat cu o tradiție unde toți romii îmblă la școală ca și copiii moldoveni. Din satul Chetrosu sunt mulți copii care învață, au un sfârșit foarte bun, s-au terminat instituții superioare, lucrează la posturi. Este un sat cu care ne mândrim. Acum, în momentul în care nu m-am gândit ce fac în viitor, pentru că acum am un alt gând, când aș fi mai mare, alt gând, așa nu mi-am ales încă. Eu am fost într-un sat. Am trăit acolo începând cu de la 0 ani până la 18 ani. După aia am venit în Chișinău, aici am locuit 3 ani. Acum nu mai vreau în Chișinău, vreau ceva mai mult. Aș vrea în Budapesta să plec. După care nu mă voi stabili, voi trăi acolo un anumit timp, voi face studii, chestii de genul acesta, după care își tinde la ceva mai mult, să plec în Franța, în Germania, în alte țări.
Și aș dori ideile, cunoștințele pe care le-aș obținea la studii psihotare să vin, să pot să le aplic aici în Moldova. În trecut eram motivat să acționez pentru că vroiam să dau o ripostă dură atacurilor din afară. Acum motivația mea este alta. Vreau să contribuie ca societatea să devină mai bună și comunitățile să devină mai înțelegătoare una față de alta. Și noi ne întreba cu ce vă ocupați, ce faceți voi, ce vreți să faceți copii. Și mesajul nostru simplificat, pe lângă toate abordările tematice și filozofice, este următorul. Vrem ca copiii să devină prieteni, să se apropie în mod natural unei de alții, să conștientizeze riscurile și stereotipurilor și prejudecăți, pentru că faptul că le-ai înțeles deja e bine, pentru că poți să le previi. Și prin aceasta să promovăm procese de schimbare în mentalitatea părinților și mentalitatea actorilor comunității. Eu aș vrea foarte mult să lucrez undeva la vreun post, la vreo companie de televiziune, ceva ca BBC sau National Geographic, ca jurnalist. Mass media este a patra putere în țară și mass media creează opinii în public. Clar că dacă în ziar sau la televizor sau la radio se spune că țiganii fură, țiganii sunt murdari și alte diferite chestii de astea, clar că populația, tot așa, poporul moldovine, tot așa o să se gândească. Am observat că, de exemplu, în presă se scrie dacă o crimă s-a făcut, s-a efectuat, se spune că un om de etnie rom sau un om țigan a efectuat crima. Dar dacă e altcineva de altă etnie, se spune că cetățeanul Republicii Moldova, numele și familia, a efectuat crimă. Sunt așa chestii, sunt. Din fiecare zi, mai puțin. Adică mass media realizează că totuși nu e corect asta. Și eu mă bucur foarte mult pentru presa și pentru mass media Moldovii. Etnia romă depinde și de mediul în care se află. O mare importanță are mediul în care se dezvoltă, trăiește și activează etnia romă. Dacă mediul este ambiant, înțelegător, ne suportă, îi suportăm, ne primesc așa cum suntem, chiar și mai mult ne ajută. Mi-am distrus stereotipul ăsta că sunt romă și nu pot face nimic, că sunt discriminată și chestii de genul acesta. Sunt originar din Republica Moldova și mă mândresc cu asta că sunt din Moldova și încă ceva mă mândresc că sunt de etnie romă. Și nu importă ce etnie ești, încă o dată repet acest lucru, nu importă ce culoare, ce etnie, ce religie, ce sex, ce comunitate, ce cetățenie ai. Principalul, personalitatea ta, importă ce tu știi. Am trăit cu un doctor care era rom. Și am văzut pe felul cum glumea, după cum vorbea, am înțeles că e rom, dar este un profesionist. Și am spus, sunteți rom? Am spus, da, sunt rom, dar nu vorbesc limba. Și atunci m-am gândit cât este de extraordinar lucrul ăsta. Că nu doar activiștii promovează imaginea prieteniei interetnice și imaginea integrării în societate și a proceselor de dezvoltare a comunității la nivel de participare civică și activism, mobilizare comunitară, ci și oamenii simpli. Oamenii simpli, văd, ce doctor bun? Și îți dai seama, este țigan. Ce, nu știu, zic eu, profesor bun? Și îți dai seama că e țigan. Și prin felul acesta, fără să transmită un mesaj verbal, prin acțiunile lor, demonstrează, de fapt, că romii din Republica Moldova sunt cetățeni responsabili, și ca și în orice societate, sunt și romi responsabili și romi irresponsabili. Ca și cum ar fi și neromi irresponsabili și irresponsabili. Și mesajul meu pentru societate ar fi următorul. Atunci când vezi un exemplu negativ, nu generalizați. Pentru că generalizând faci o mare greșeală. Nu toți romii sunt așa, nu toți romii sunt hoți, nu toți romii cerșetori. Pentru că sunt foarte mulți non-romi care cerșesc, pentru că sunt foarte mulți non-romi care fură, statistic vorbind. Sau chiar la nivel de observație personală. Și e foarte incorrect să spui acest lucru, pentru că îmi spui așa să știi că dai o lovitură cetății din Moldova întregi. Să spui că tu ești bulgar, pentru că ești bulgar, de atâta faci lucrurile invers. Sau tu ești om și e normal că furi. Sau tu ești rus și sigur că nu vorbești română. Sau tu că ești ucrainean și îți place slănină. Sau
alte prostii care vehiculează societatea. Că nu avem vreo înțelege responsabilitatea ureașă care o port prin faptul cum vorbesc, vom putea atunci mai bine să luptăm cu acest fenomen cu care ne luptăm deja de 20 de ani. Situația romilor s-a mai... adică nu că s-a mai stabilizat, dar s-a mai îmbunătățit. Colegii mei au terminat universitățile, deja lucrează în diferite domenii, chiar și în guvern, sunt juriști, sunt medici, sunt jurnaliști, sunt, adică au diferite profesii. Și acei care au terminat studiile superioare, ele încearcă să susțină și alți elevi care termină școala, să termină universitatea. Și situația romilor se mai schimbă. Aș vrea să fie relația între rom și nerom din Moldova mai prietenoasă. Acum e cam... Da, mai ales între copiii mici este discriminația. Da, chiar și, din păcate, și între maturi. Mai este, încă mai este. N-aș vrea să văd discriminația aceasta. Aș vrea să fie atmosfera prietenii, toleranței. Să fim o comunitate europeană. Vreau să vă spun că în sat la noi suntem stimați, nu suntem discriminați, nu suntem înjosiți, deoarece la rând și noi muncim, arătăm că suntem oameni, ca și toți oamenii, și vrem să fim de rând cu toată lumea. Nu sunt atât de diferit de tine. Nu sunt atât de diferit de tine. Nu sunt atât de diferit de tine. Avem multe în comun. Mergem la servicii împreună. Mergem la servicii Mergem împreună. La servicii împreună. Folosim transportul public împreună. Ambii suntem fani ai sportivilor și muzicienilor noștri. Eu îmi iubesc țara ca toți oamenii. Eu îmi iubesc țara ca toți oamenii. Sunt mândru de realizările mele ca toți oamenii. Vreau să trăiesc o viață fericită ca toți oamenii. Fă-ți o părere despre mine judecând în funcție de meritele mele. Și nu în funcție de culoarea pielii sau în funcție de ce spun alții despre mine. Așa o să facem un viitor mai bun. Cu toți oamenii. Împreună.